Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. Nu că îmi face plăcere, fiindcă ce plăcere să-ți facă a vorbi despre Victor Orban sau despre Minister Elnök Úr Orbán Viktor. Ca să ne așa. N-are niciun fel de plăcere toată chestia asta intrinsecă, însă e nevoie, fiindcă se întâmplă chestii pe care e bine să le știm. Apropo de această regresie, acest recul care se manifestă în toată Europa, după cum bine ați văzut și în cazul cel mai recent în Olanda, se pregătește fără doar și poate Austria la anul. Deci, Uniunea Europeană, ideea de Europa Unită, ideea de democrație liberală de tip occidental, e suferindă rău de tot și, am mai spus-o de la acest microfon, e suferindă din prostia ei. Practic, ideea aceasta foarte nobilă și minunată și-a făcut-o cu mâna ei și și-a făcut-o comițând un păcat prostesc și letal care se numește corectitudine politică. Nu asta este tema, dar știți bine care este poziția mea. Și cred că pur și simplu așa și este. Ne întoarcem. Ei bine, dintre, știți, era un film Samantha pe vremuri la televiziunea comunistă din România, sau ulterior redenumit Ce vrăj a mai făcut nevastă mea. Ce a mai făcut Victor Orban? Ei bine, principalele grupuri ale societății civile, atâtea câte mai sunt și cum mai pot supraviețui din Ungaria orbanistă, l-au acuzat pe acesta că încearcă, citez, să reducă la tăcere toate vocile critice. Sună foarte cunoscut pentru autocrație, nu? Adică e banal. Citat închis, din țară, din Ungaria, adică după ce guvernul Fidesz et Company a propus legislație pentru crearea unui, și acum îi spune foarte interesant acestei găselnițe, birou de protecție a suveranității. Așa îi zice. Care să investigheze ce? Păi să investigheze, bineînțeles, influența străină. Vă mai amintiți de 89 Ceaușescu și agenturilii? Da? Agenturilii străini care vrea să destabilizeze și așa? Da, 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 da. Acolo a regresat discursul politic orbanian, care de ani de zile promovează această narațiune pe care o cumpără foarte mulți, dar tot mai puțini în Ungaria, conform căreia forțe externe, de cele mai multe ori oculte, bineînțeles, și când nu sunt oculte, este, bineînțeles, Soros, încearcă să-i submineze guvernul și să-i susțină oponenții și să facă praf pretinsa democrație din Ungaria. Ei bine, într-un discurs de luna aceasta, din noiembrie 2023, deci, domnul Orban a declarat, și aici e foarte importantă retorica și semantica, cuvintele folosite, ce înseamnă el, ce alege să folosească dânsul. Domnule, forțe întunecate, forțe întunecate, vor continua să asedieze, zice domn Orban, liniile defensive ale suveranității, inclusiv cele ale Ungariei. Deci forțele întunecate ale răului, bineînțeles, sunt cu ghearele ascuțite, ațintite asupra țărișoarei sale și cu colții prelingându-se spumă oribil mirositoare de pe ei și picurând pe ăilalți colți de jos, gata să sfâșie țărișoara care se obstinează să rămână suverană și să facă țâc-țâc Bruxellesului. Dom'le, te și mir, oamenii ăștia, adică sunt în integritatea, adică vorbesc serios, comoion, adică pe bune? Da, pe bune. Ăsta e discursul lor.
Criticii, bineînțeles, și societatea civilă cât a mai rămas în Ungaria, spun că acest birou pentru, cum îi spune, pentru protecția suveranității este, bineînțeles, menit sau gândită această găselniță pentru a reduce la tăcere opoziția atâta cât mai este în Ungaria. Face parte dintr-o strategie banal de simplă, aceea de a-ți crea dușmani imaginari, de care orice regim autocrat sau orice dictatură are disperată nevoie, nevoia de dușman, împotriva căruia să se realieze poporul: eu, tătucul, vă apăr de dușman, eu vă apăr de tot ce-i rău și voi veniți după mine. Normal. Și, bineînțeles, pentru a distrage atenția, asta în anticiparea alegerilor europene de anul viitor, însă și alegeri locale în Ungaria tot anul viitor. Astfel că miercurea trecută, 7 organizații ale societății civile din Ungaria au dat o declarație pentru a spune, în esență, că acest birou pentru protecția suveranității face parte din planurile mai ample și mai largi ale regimului de a submina opoziția și de a suprima disidența. Că despre asta, de fapt, este vorba. Cine sunt aceste grupuri? Transparency International Hungary, Uniunea pentru Libertăți Civile din Ungaria, Comitetul Helsinki din Ungaria și așa mai departe. Ce spune Comitetul Helsinki din Ungaria? Și citez: această ambiguitate deliberată permite noi autorități, noului birou pentru protecția suveranității, sună absolut așa ca într-un banc, cu toate că e foarte serios gândit acest birou, dar sună a anecdotă. Adică, da, nu-i de râs, știu. Acolo s-a ajuns. Însă, Comitetul Helsinki zice așa: această ambiguitate deliberată, vă ziceam, permite acestei noi autorități să considere în mod arbitrar orice activitate legată de afacerile publice ca servind intereselor străine. Păi, bineînțeles, agenturile, nu forțile esterne, care vor să destabilizeze. N-are sens să mai insist. Și că, mai spune Comitetul Helsinki, aceasta este o încercare clară de a transforma legea într-o armă, de a crea un efect de descurajare, evident, normal, și de a consolida în continuare puterea politică. Absolut. Despre asta este vorba. Publicarea acestui proiect de lege vine la câteva zile după ce guvernul ungar a dezvăluit și a inițiat o campanie controversată de panouri publicitare. Ei se exprimă deseori prin panouri astea gigant. Foarte interesant. Unul din ele, acum câțiva ani, era Soros, ca o caracatiță care manipulează toți dușmanii națiunii. Nevoia de dușman, vă spuneam. Deci dacă n-ai un dușman împotriva căruia să realiezi tot norodul, era să zic norodul, tot norodul, atunci, practic, munca ta este în zadar. Trebuie realiată toată lumea împotriva dușmanului. Cine hotărăște cine e dușmanul? Păi eu, bineînțeles. Nu? Eu. Adică eu, șeful regimului. Așa cum spunea și Karl Lueger, primarul scelerat al Vienei, antisemite și Viena și el la sfârșit de secolul XIX, ich bestimme wer Jude ist. Eu stabilesc cine e evreu. El personal. La fel și Dom Orban. Eu stabilesc cine e dușmanul națiunii. Și națiunea să facă bine să mă urmeze. Da? Punct. Bun. Deci guvernul a inițiat această campanie care îi înfățișează cum? Pe președintele Comisiei, doamna von der Leyen, și pe președintele Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, Alex Soros, fiul lui George Soros, cu sloganul să nu dansăm pe muzica lor. Adică să ne protejăm, evident, suveranitatea. Și tot guvernul transmite prin poștă un chestionar, acestea sunt pseudo-referendumurile pe care le organizează din când în când, care conține critici crunte la adresa Bruxellesului. Bine înțeles, nimic nou sub soarele
maghiar prin chestiile astea. Însă, pe mine mă îngrijorează că astfel de teme și astfel de lucruri proliferează teribil în toată Europa. Practic, putem spune că seamănă tot mai puțin Europa în general, Uniunea Europeană în special, cu ceea ce era cu 20, 30 de ani, 40 de ani în urmă. Domn Orban nu seamănă deloc cu tânărul Fiat al Orban Ur din 1989. Țineți minte, Hat Persa, acela care glăsuia atât de minunat la reînhumarea lui Nagy Imre la Budapesta. Ce-a mai rămas din acel om? Mă rog, din ideile acelui om, din judecata acelui om, n-a mai rămas nimic. S-a golit pur și simplu complet, a rămas doar eșafodajul de carne și oase și s-a umplut cu un cu totul și cu totul alt discurs. Așa, de sus în jos, schimbat tot. Asta vedem, v-am spus și în alte locuri, ultima dată în Olanda, se pregătește Austria, a fost Slovacia. Rând pe rând câștigă populiști, câștigă indivizi care mint cu o nerușinare absolut incredibilă. Și sunt indivizi alții care îi cred și sunt pregătiți să-i voteze. Mecanismul acesta pervers l-am descâlcit cu niște emisiuni în urmă și m-am spus că acești oameni fac un terci, un ghiveci, un amestec de lucruri perfect corecte și care alarmează și indignează pe foarte multă lume de bun simț din Occident. Chestia cu LGBT-ul, chestia cu migranții, cu siguranța ta pe stradă, cu politica porților deschise și așa mai departe, și care sunt chestii absolut de bun simț și corecte pe care le ridică acești oameni, dar nu fiindcă așa e just, ci fiindcă ei vor să vândă la pachet, fix ca în comunism în România, cărțile bune, v-am povestit cu panglica aceea albă de hârtie ruptă cu liniarul și prinsă cu un act de gămălie, vor să vândă la pachet, de fapt, ideea iliberală. Cu libertăți amputate, cu societăți diferite de cele cu care noi am fost obișnuite, adică societăți deschise, libere, unde schimbul de idei se petrece fără niciun fel de problem. Acum ideile sunt ale mele. Eu stabilesc, eu șeful regimului, ce se gândește și cum se gândește și cum arată națiunea. S-a schimbat foarte, foarte mult și în rău și aceste lucruri trebuie din nou repuse pe tapet, pentru că asta se întâmplă în orice dictatură, să știți. Ajunge să vă gândiți la cea ceaușistă din anii 80. La un moment dat, dictaturile și regimurile autocrate dau într-un fel de patologie, dau în multe patologii, dar una din ele este umorul involuntar, adică devin ridicole, devin caragioase. Ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Adică dau un caragioslâc. Și o țin după aceea în tot felul de caragioslâcuri din astea. Unul din ele fiind acest birou pentru, cum era, susținerea suveranității. Ăla care trebuie să investigheze și să combată amestecul între burili interne și să combată agenturile care vor să facă praf țărișoara. Da, e un fel de ceaușism, așa vag, care plutește asupra Ungariei urbaniste de astăzi și atât de mare păcat, pentru că am uitat noi cu toții astăzi, dar eu mi-amintesc foarte bine. În ultimii ani 80 erau foarte mulți români, mult mai mulți etnici români decât etnici maghiari, care fugeau în Ungaria, treceau granița ilegal, reușeau cumva și rămâneau în repe ungară. Au făcut și grupuri, publicau reviste, Samizdat, reprezentanții ai lor vorbeau la Europa Liberă. Erau foarte mulți, mii și mii de oameni. Vă dați seama, din România nenorocită, gri, ceaușistă, fugeau în Ungaria, care își trăia ultimele clipe din comunism și ea. Și ce-a putut să devină? Cine și-ar fi imaginat? Chiar și în anii 90, când Ungaria era o poveste de super mare succes,
alături de Polonia în Europa de Est și celelalte țări, inclusiv România, povești de eșec total. Vă amintiți? Guvern cu patrulaterul roșu și cu minuni din alea în 95, 96, 97, nici nu mai știu, anii ăia erau, eram student la Milano în ultimii ani. Și mă îngrozeam ascultând Europa Liberă în curtea universității. Și Ungaria era pe cai mari. Cine și-ar fi putut imagina atunci că va veni o vreme când Ungaria va ajunge ce a ajuns astăzi? Nu economic vorbind, ci politic. Eu nu mi-aș fi imaginat, sincer să vă spun. Și poate mai puțin mi-aș și i-aș fi dorit, așa cum îi doresc și astăzi Ungariei, să revină la normalitate cândva, cât mai repede. Și împreună cu toții să construim Europa mai bună, spre beneficiul tuturor cetățenilor, fără granițe, fără opreliști. O Europa federală, dacă se poate, mi-ar fi extrem de plăcută. Da, eu aș crede în chestia asta. Un fel de entitate transfrontalieră, transnațională, fiecare își păstrează specificul, dar care ar fi problema? Suveranitate, suveranitate. De ce? La ce trebuie suveranitate? Îți ții o parte de suveranitate și restul o delegi guvernului federal, ca în Statele Unite. Dacă trăiești bine, dacă ai o abundență a vieții și o libertate a traiului de zi cu zi, ce ar fi rău în asta? În fine, asta este. Mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că urmăriți acest canal, recomandați, desigur, și altora. Mulțumesc că distribuiți aceste emisiuni prin rețelele dumneavoastră de socializare sau orice altă metodă și foarte, foarte important, mulțumiri, da, că, sigur, considerați aceste emisiuni ca pe un ziar cumpărat de la chioșc. Mulțumesc că susțineți canalul prin Patreon, PayPal și Revolut sau prin funcția membrii canalului OrSupers. Informația o găsiți aici de desubt, dar și în textul de sub imagine în site-ul YouTube. A fost la microfon Cristian Ivaneș. Toate bune și să auzim numai de bine.